Echipa Petrolul Ploiești a fost repartizată în grupa B a Cupei României alături de FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo București, Agricola, Borcea și Metalul Buzău. În această grupă, lupii vor juca trei meciuri, unul la acasă și două în deplasare. Pe 30 octombrie este programată partida dintre Agricola Borcea și Petrolul Ploiești, pe 4 decembrie Petrolul Ploiești întâlnește Universitatea Craiova, iar pe 18 decembrie se va disputa meciul dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești. Datele de disputare pot suferi modificări în funcție de programarea televizată a meciurilor.